Bine v-am regăsit la cursuri. Întâi trebuie să fac precizarea că acest curs nu este unul de magnetism. Magnetismul face subiectul unui curs separat. Dacă voi realiza sau nu un astfel de curs, un curs de magnetism, depinde de felul în care va evolua programa de liceu. Pentru că, așa cum am mai spus, intenția mea este ca aceste cursuri să fie în conformitate cu programa de liceu. În acest curs va fi vorba, deci, doar despre efectul magnetic al curentului electric și nu despre magnetism în general. Efectul magnetic al curentului electric constă în apariția unui câmp magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent electric. Acest efect poate fi foarte ușor pus în evidență. De pildă, acul unei busole aflat în apropierea unui conductor prin care trece curent electric deviază sub acțiunea câmpului magnetic produs de acel curent electric. Să vedem. Deoarece știu că puțin mai au azi busole, dar mai toți au telefoane mobile, am folosit în loc de busolă telefonul și o aplicație de busolă. Dacă cu ajutorul unei sârme care trece în apropierea telefonului scurt-circuităm o baterie de 4,5 V, curentul care apare în sârmă produce un câmp magnetic detectat de senzorul telefonului. Să mai vedem o dată. Și încă o dată. Dacă conductorul este liniar, este drept, atunci liniile câmpului magnetic care apare în jurul conductorului sunt în formă de cerc. Sunt cercuri perpendiculare pe conductor, așa cum vedeți în acest desen, iar centrele acestor cercuri se găsesc pe axul conductorului. Sensul liniilor de câmp este dat de regula burghiului, așa cum puteți vedea într-o aplicație de pe foarte folositorul site al profesorului Walter Fendt, căruia îi mulțumesc din nou pentru că mi-a acordat permisiunea de a-i folosi aplicațiile. Să vedem. Sensul liniilor de câmp magnetic din jurul unui conductor liniar este sensul în care trebuie rotit un burghiu poziționat pe direcția conductorului în așa fel încât să înainteze în același sens cu sensul convențional al curentului, cel dat de săgeata roșie pe care o vedeți în desen. În animație vedeți cum se mișcă electronii și, după cum știți, sensul convențional este invers sensului de mișcare a electronilor. Pentru ca burghiul să înainteze în sus, trebuie să rotim în sensul pe care l-au liniile de câmp din animație. Dacă schimbăm sensul curentului, așa cum veți vedea acum, atunci se schimbă și sensul liniilor de câmp. Acul magnetic arată și el că s-a schimbat sensul liniilor de câmp. Acum, burghiul, pentru a se mișca în jos, trebuie rotit în sensul pe care îl vedeți acum al liniilor de câmp. Și acum sensul curentului se va schimba de câteva ori ca să puteți urmări cum se schimbă și sensul liniilor de câmp. Ca să putem măsura efectul magnetic al curentului electric, avem nevoie de o mărime fizică care să caracterizeze câmpul magnetic. Putem defini o astfel de mărime dacă ne folosim de interacțiunea care apare între un curent electric și un câmp magnetic. Să presupunem că avem un magnet permanent în formă de podcoabă. Câmpul magnetic dintre capetele magnetului, dintre cei doi poli, poate fi aproximat ca fiind un câmp magnetic uniform, adică un câmp magnetic care are liniile de câmp paralele și echidistante. Sensul liniilor de câmp magnetic este de la polul nord la polul sud, în exteriorul magnetului. Să mai presupunem că un conductor
trece, așa cum vedeți acum, printre cei doi poli, perpendicular pe liniile de câmp. Deoarece conductorul este perpendicular atât pe liniile de câmp, cât și pe planul desenului, trebuie să găsim o reprezentare pentru a înțelege care este sensul curentului prin acest conductor. Și există o astfel de reprezentare, și anume, presupunem că aceasta este secțiunea prin conductor. Dacă avem un punct, înseamnă că avem un curent electric care vine spre noi. Iar dacă avem două linii încrucișate în formă de X, atunci avem un curent care merge de la noi încolo. Avem nevoie de sensul curentului electric ca să înțelegem ce se întâmplă, după cum veți vedea imediat. În această situație în care avem un conductor parcurs de curent care se găsește într-un câmp magnetic, apare o forță care acționează perpendicular atât pe conductorul nostru, cât și pe liniile de câmp. Nu uitați, conductorul este perpendicular pe liniile de câmp. Asta înseamnă că direcția acestei forțe, pe care o numim forță electromagnetică, este cea pe care o vedeți trasată cu linie punctată pe desen. Dar care este sensul acestei forțe? Sensul forței electromagnetice se poate determina cu regula mâinii stângi. Și anume, inducția magnetică trebuie să intre în palmă, deci în cazul nostru palma trebuie să fie spre polul nord, iar degetele să fie în sensul curentului. Pe desen vedeți că avem un curent care are sensul de la noi spre desen și pe urmă dincolo de desen. Deci înseamnă că trebuie să pun palma așa. Și atunci degetul mare întins lateral îmi arată sensul forței. Deci forța este orientată spre stânga în această situație, așa cum vedeți în desen. Dacă realizăm un dispozitiv experimental pornind de la acest desen și mai facem și niște măsurători, putem constata că forța electromagnetică este proporțională cu intensitatea curentului prin conductor și, de asemenea, că este proporțională cu lungimea conductorului care se găsește în câmp magnetic. Deci nu lungimea totală a conductorului, ci cât din conductor se găsește în câmpul magnetic dintre polii magnetului. Într-o singură relație putem descrie că forța este proporțională cu produsul I ori L. Ca să trecem la egalitate, avem nevoie de o constantă, dar constanta respectivă va fi cu siguranță legată de câmpul magnetic, deoarece forța electromagnetică depinde și de câmpul magnetic. Un magnet mai puternic va produce forțe electromagnetice mai puternice, unul mai slab, mai slabe. Așa că notăm constanta respectivă cu litera B și avem formula: forța electromagnetică este constanta B înmulțită cu I înmulțit cu L. B se numește inducție magnetică și deci forța electromagnetică este produsul dintre inducția magnetică, intensitatea curentului prin conductor și lungimea conductorului care se găsește în câmp magnetic atunci când conductorul este perpendicular pe liniile de câmp. De aici putem găsi unitatea de măsură pentru inducția magnetică. Inducția magnetică se vede din formulă, este F supra I ori L. Și atunci unitatea de măsură pentru această mărime care caracterizează câmpul magnetic, unitatea de măsură în sistemul internațional pentru inducția magnetică, va fi unitatea de măsură pentru forță, adică newton, pe unitatea de măsură pentru intensitate, adică amper, înmulțită cu unitatea de măsură pentru lungime, adică metru. Newton pe amper ori metru. Și această unitate de măsură a primit numele de Tesla, notată cu T mare, Tesla, în cinstea fizicianului experimentator și inventator
Nikola Tesla, de origine sârbă, dar care și-a patentat invențiile în America. Deci, putem spune că un câmp magnetic are inducția magnetică de 1 Tesla, dacă asupra unui metru de conductor perpendicular pe liniile câmpului respectiv, prin care trece un curent de intensitate 1 amper, acționează o forță de 1 newton. Asta înseamnă Tesla, unitatea de măsură pentru inducția magnetică. Ce se întâmplă dacă conductorul nu este perpendicular pe liniile de câmp? Atunci măsurătorile ne vor arăta că forța se poate scrie B ori I ori L ori sinus de alfa. Ceea ce înseamnă că dacă conductorul este paralel cu liniile de câmp, adică alfa e 0, nu mai există forță electromagnetică și mai înseamnă de asemenea că forța electromagnetică este maximă atunci când unghiul alfa are 90 de grade. Faptul că aici apare produsul B ori I ori L ori sinus de alfa ne arată că, de fapt, trebuie să existe un produs vectorial și că, de fapt, inducția magnetică este o mărime vectorială. Într-adevăr, se poate scrie că forța electromagnetică ca vector este produsul I pe lângă produsul vectorial dintre vectorul L și vectorul B. Unde vectorul L este vectorul care dă direcție și sens conductorului și B este vectorul inducție magnetică. Ce orientare are vectorul inducție magnetică? El este întotdeauna tangent la liniile de câmp. Deci dacă am o linie de câmp magnetic, atunci undeva într-un punct, să-i zicem A, de pe linia de câmp respectivă, inducția magnetică este un vector tangent la linia de câmp, care și ea are un sens. De fapt, dat tocmai de sensul vectorului B. Să notăm. Acum, dacă știm să măsurăm câmpul magnetic, pot să vă dau câteva formule pentru calculul inducției magnetice a câmpului produs de curentul electric în câteva cazuri mai importante din punct de vedere practic. Voi da aceste formule fără demonstrație, pentru că, așa cum am precizat la începutul cursului, nu suntem la un curs de magnetism, ci vrem doar să înțelegem efectele magnetice ale curentului electric. Cazul cel mai simplu este cel al unui conductor liniar, drept, prin care avem un curent constant de intensitate I. În acest caz, liniile de câmp sunt cercuri în jurul conductorului nostru, iar sensul lor este dat de regula burghiului. Adică, ne gândim cum trebuie rotit un burghiu ca să înainteze în sensul curentului. În cazul nostru trebuie rotit așa. Înseamnă că sensul liniei de câmp este acesta. Așa trebuie rotit burghiul ca să înainteze în sus, așa cum este intensitatea curentului. Puteți vedea acest lucru și în desen. Deci liniile de câmp magnetic în acest caz sunt
cercuri în jurul conductorului, perpendiculare pe conductor și cu centrul pe axul conductorului, iar sensul liniilor de câmp este dat de regula burghiului. Sigur că inducția magnetică, vectorul inducție magnetică, într-un anumit punct al liniei, este tangent la linia de câmp respectivă, așa cum vedeți în desen. Modulul inducției magnetice la distanța R mic de axul conductorului se poate calcula cu formula B este egal cu mu ori I supra 2πr, unde mu este o mărime fizică numită permeabilitate magnetică, care caracterizează mediul în care au loc interacțiunile magnetice din punct de vedere magnetic. Într-un fel simplu spus, permeabilitatea magnetică ne arată cât de tare se magnetizează un mediu atunci când este supus unui câmp magnetic. Unitatea de măsură pentru permeabilitatea magnetică în sistemul internațional o puteți găsi dacă le exprimați pe mu din această formulă, este newton pe amper pătrat. Vidul are și el permeabilitate magnetică, pe care o notăm cu mu0, se numește permeabilitatea magnetică a vidului, și care are valoarea 4pi cu 10 la minus 7 newton pe amper pătrat. Deci, dacă avem un conductor liniar, la distanța R mic de el, inducția magnetică are această valoare, care deci depinde de intensitatea curentului, de distanța R mic până la axul conductorului și de permeabilitatea magnetică a mediului în care se găsește conductorul. Aici e important o precizare. Conductorul are și el o anumită rază. E cilindric de obicei, așa cum vedeți pe desen. Raza, notată cu R mare pe desen, nu are importanță, nu modifică inducția magnetică la distanța R mic. Deci nu trebuie să ținem seama de ea. Ea, repet, nu modifică inducția la distanța R mic. Un alt curent foarte important în practică este curentul circular, adică curentul printr-un inel sau o spiră, așa cum vedeți în desen. În acest caz, apare o inducție magnetică în interiorul inelului, parcurs de curent, care depinde, bineînțeles, de intensitatea curentului, dar depinde și de raza inelului. Sensul acestei inducții magnetice se poate găsi tot cu regula burghiului, dar de data asta aplicată în felul următor. Presupuneți că partea din stânga a spirei din desen este mai aproape de noi. Și atunci putem folosi regula burghiului în felul următor. Ne gândim, dacă am roti burghiul în același sens în care se rotește curentul în inel, cum ar înainta? În ce direcție și sens s-ar mișca? Dacă l-am roti așa, cum este în desenul nostru, el s-ar mișca spre stânga. Și în acest caz înseamnă că inducția este orientată spre stânga, așa cum de altfel vedeți în desen. Valoarea inducției magnetice în centrul inelului se poate calcula cu formula B este egal cu mu ori I supra 2R, unde I este intensitatea curentului prin inel, iar R mic este raza inelului. Un caz foarte important este cel al curentului care străbate un solenoid. Un solenoid, așa cum vedeți în fotografie, este o bobină cu un singur rând de spire. Câmpul magnetic produs de un solenoid este foarte asemănător ca formă cu câmpul magnetic al unui magnet bară, așa cum vedeți în acest desen. În dreapta este polul nord, deoarece pe acolo ies liniile de câmp magnetic, și în stânga este polul sud, deoarece pe acolo intră liniile câmpului magnetic.
Putem găsi sensul liniilor de câmp în interiorul solenoidului, tot cu ajutorul regulii burghiului. De pildă, în acest desen, care ne arată o secțiune prin solenoid, se poate vedea că prin spirele de sus avem un curent care vine spre noi, în timp ce prin spirele de jos avem un curent care se îndepărtează de noi. Ceea ce înseamnă că prin spirele solenoidului, curentul circulă așa, în acest sens. Și atunci, dacă rotesc burghiul în acest sens, găsesc sensul liniilor de câmp în interiorul solenoidului, sens pe care îl vedeți în desen. Câmpul magnetic din interiorul unui solenoid, din miezul solenoidului, este uniform și poate fi calculat cu formula B, este egal cu mu ori N ori I supra L, unde N este numărul de spire care formează solenoidul, I este intensitatea curentului prin solenoid, evident, L este lungimea solenoidului, iar mu este permeabilitatea magnetică a mediului din miezul solenoidului. Vă mai pot fi de folos la rezolvarea problemelor următoarele observații. Curentul electric într-un conductor metalic nu produce un câmp magnetic în interiorul conductorului. Același lucru este adevărat și în cazul unui conductor gol în interior. Deci dacă am un conductor cilindric, gol în interior, și el este parcurs de un curent electric, nu avem câmp magnetic în golul din interiorul conductorului. În schimb, în cazul unor conductoare nemetalice, acolo putem avea curent electric în tot volumul, în toată secțiunea conductorului. Vedeți aici un desen cu un astfel de conductor. Și acolo avem un câmp magnetic în interiorul conductorului. Dacă presupunem că densitatea de curent este aceeași prin toată secțiunea conductorului și că el are raza R mare, atunci la distanța R mic de axul conductorului, inducția magnetică va avea valoarea mu ori I ori R mic supra 2 pi ori R mare pătrat. Se vede că în momentul în care ajungem la suprafața conductorului, în momentul în care R mic devine egal cu R mare, formula devine cea pe care o cunoaștem din cazul unui conductor metalic. Mu ori I supra 2 pi R. În finalul acestei părți a cursului în care vorbesc despre efectul magnetic al curentului electric, vreau să vă arăt că acest efect ne permite să definim practic amperul. Fiecare curent electric, am văzut asta, produce un câmp magnetic în jurul lui. Asta înseamnă că doi curenți trebuie să interacționeze între ei magnetic. O astfel de interacțiune se numește interacțiune electrodinamică. Să vedem cum se întâmplă acest lucru. Să presupunem că avem două conductoare foarte lungi, paralele. Să le dăm și nume, conductorul din stânga
este conductorul 1 și cel din dreapta, sunt sigur că ați ghicit, este conductorul 2. Ei sunt paraleli, iar distanța dintre ei să notăm cu R mic. Primul conductor este parcurs de un curent cu intensitatea I1 și al doilea de un curent cu intensitatea I2. Pentru început să presupunem că cei doi curenți au același sens. După cum știm, fiecare curent liniar produce linii de câmp circulare, perpendiculare pe conductorul prin care trece curentul respectiv. Și curentul I1 produce astfel de linii de câmp, dintre care unele intersectează conductorul prin care trece curentul I2. Voi desena una dintre aceste linii de câmp. Deci am o linie de câmp circulară în jurul conductorului 1. Sensul ei este, știm acum, dat de regula burghiului, adică este acesta. Ceea ce înseamnă că în acest punct în care linia de câmp intersectează conductorul al doilea, avem o inducție magnetică care se poate calcula, o să calculăm imediat, iar vectorul inducție magnetică în acest punct este orientat de la tavlă încolo. Pentru că ăsta este sensul liniei de câmp, iar vectorul inducție este tangent la linia de câmp și are sensul dat de sensul liniei de câmp. Deci am aici inducție orientată de la noi încolo. Perpendicular este vectorul B în acest punct pe conductorul prin care trece curentul I2. Sigur că nu există o singură astfel de linie. Există una aici, una aici, una aici, una aici. Peste tot avem o infinitate de astfel de linii. Și asta înseamnă că curentul I2 se găsește într-un câmp magnetic care are inducția perpendiculară pe el și orientată de la noi încolo. Și atunci, cu ajutorul regulii mâinii stângi, putem să găsim sensul forței care acționează asupra conductorului 2. Palma trebuie să fie spre noi, pentru că inducția este orientată încolo, iar degetele în sensul curentului și degetul mare ne arată că forța, să o notăm F1-2, care acționează asupra acestui conductor, este orientată spre stânga. Ce valoare are forța F1-2? Forța F1-2, ca orice forță care apare printr-o interacțiune între un curent electric și un câmp magnetic, se calculează cu formula B ori I ori L și atât, pentru că am arătat că acest conductor este perpendicular pe inducția magnetică, deci n-are rost să mai scriem sinus de alfa, dar concret avem B1, pentru că este câmpul magnetic produs de curentul I1, iar curentul este I2, la care ne referim. B1, știm cum se calculează, este inducția la distanța R mic de conductorul prin care trece curentul I1 și atunci înseamnă că are expresia mu ori I1 supra 2 pi R mic. Ceea ce înseamnă că forța F1-2 se calculează cu formula mu ori I1 supra 2 pi R mic și mai bine ori I2 și ori L. Este, repet, forța cu care conductorul din stânga atrage conductorul din dreapta și în această relație mu este permeabilitatea magnetică a mediului în care se găsesc cele două conductoare, I1 și I2 sunt intensitățile curenților, L reprezintă lungimea conductoarelor la care ne referim și R este distanța dintre cele două conductoare. Dacă acum
ne gândim la o linie de câmp produsă de curentul I2, care interceptează curentul I1. Atunci avem această linie de câmp, sensul dat de regula burghiului, acesta. Dar asta înseamnă că aici, unde linia de câmp intersectează conductorul prin care trece curentul I1, inducția magnetică este orientată spre noi. Pentru că linia de câmp are acest sens. Și aici, inducția magnetică, care e tangentă la linia de câmp, este orientată spre noi. Și atunci, palma mâinii stângi trebuie pusă așa, degetele în sensul curentului, și vedem sensul forței F2-1. F2-1. Adică forța cu care al doilea curent atrage conductorul prin care trece curentul I1. Ce valoare are această forță? F2-1 este de data asta B2 înmulțit cu I1 înmulțit cu L, adică B2 este mu ori I2 supra 2 IR ori I1 ori L. Și dacă le comparați cele două relații, vedeți că am obținut aceeași valoare. De fapt, era culmea dacă nu obțineam aceeași valoare, pentru că cele două forțe sunt acțiunea și reacțiunea. F1-2 este forța cu care conductorul 1 îl atrage pe conductorul 2, iar F2-1 este forța cu care conductorul 2 îl atrage pe conductorul 1. Deci modulele lor trebuie să fie egale. Și acum putem scrie într-o singură formulă că forța cu care se atrag cele două conductoare este, deci, mu ori I1 ori I2 ori L supra 2 pi R. Aceasta se numește forță electrodinamică și veți vedea imediat că ea ne permite să dăm o definiție practică amperului. Am demonstrat, deci, că forța electrodinamică dintre doi curenți de intensități I1 și I2, care sunt paraleli și la distanța de un metru unul de celălalt, se poate calcula cu această relație. Înainte de a vedea cum putem folosi această relație pentru a defini amperul, am două observații de făcut. Întâi că am spus tot timpul forța cu care conductorul 1 îl atrage pe conductorul 2 sau conductorul 2 îl atrage pe conductorul 1. M-am exprimat așa pentru simplitatea exprimării, dar forța nu este între conductoare. Trebuie neapărat înțeles acest lucru. Forța este între curenți. De-aia nu depinde de materialul din care este confecționat conductorul. Fie că e din cupru, fie că e din aluminiu, forța rămâne aceeași, pentru că, repet, este o interacțiune între curenți și nu între conductoare. A doua observație este că dacă se schimbă sensul unuia dintre curenți, forța devine de respingere. Vă invit să încercați cu ajutorul unui desen asemănător cu cel pe care îl vedeți aici, să vedeți de ce. De pildă, porniți de la presupunerea că I1 și-a schimbat sensul, este acum în jos. În acest caz, această linie de câmp nu va mai avea acest sens, pentru că acum burghiul trebuie să coboare, ci va avea acest sens. Și atunci se schimbă sensul vectorului inducție aici. Și folosind regula mâinii stângi, puteți vedea că în acel caz forța este de respingere. Deci doi curenți care au același sens se atrag printr-o interacțiune magnetică, iar dacă au sens contrar, se resping. Și acum să trecem la amper. Să presupunem pentru început că I1 este egal cu I2. Cele două intensități sunt egale. I1 egal cu I2. Și atunci notăm această intensitate cu I. Și atunci relația devine F este egal cu mu ori I pătrat, I ori I,
ori L supra 2πr. De unde rezultă că I pătrat este egal cu 2πr ori F supra mu ori L. Și acum să mai presupunem că interacțiunea are loc în vid și atunci aici avem permeabilitatea magnetică a vidului, mu0, a cărei valoare o cunoaștem, și că distanța dintre cele două conductoare este un metru. Atunci I pătrat devine egal cu 2pi înmulțit cu 1 metru supra mu0 este 4pi ori 10 la minus 7 newton pe amper pătrat și totul mai bine înmulțit cu raportul F supra L. Aici putem să-l simplificăm pe pi, putem să simplificăm 2 cu 4 și obținem că I pătrat trebuie să fie egal cu, la numărător a rămas un metru și amper pătrat de la numitorul numitorului trece și el la numărător, deci metru ori amper pătrat supra 2 ori 10 la minus 7 newton, totul înmulțit cu F supra L, cu raportul F supra L. Ei, acum, dacă vreau ca intensitatea să fie 1 amper, deci I egal cu 1 amper, atunci în dreapta trebuie să am 1 amper pătrat. Valoarea numerică rămâne tot atât, 1. Am amper pătrat, dar pentru ca tot ce aici să aibă valoarea 1 amper pătrat, raportul F supra L trebuie să aibă valoarea 2 ori 10 la minus 7 newton pe metru. Pentru că atunci 2 ori 10 la minus 7 se simplifică cu 2 ori 10 la minus 7 newton și metru de asemenea se simplifică. Și rămâne că I pătrat este egal cu 1 amper pătrat. Această observație și această valoare a raportului F supra L ne permite să definim amperul în felul următor. Un curent constant are intensitatea de 1 amper dacă atunci când parcurge două conductoare infinit de lungi aflate în vid la distanța de un metru unul de celălalt, produce o forță de 2 ori 10 la minus 7 newton pe fiecare metru de lungime a conductoarelor. Să notăm! În final, doar câteva cuvinte despre efectul fiziologic al curentului electric. De fapt, efectul fiziologic se referă la mai multe efecte ale curentului care se produc atunci când curentul electric trece printr-un țesut viu. La asta se referă efectul fiziologic. Avem, de pildă, arsuri. Acestea se produc din cauza efectului termic al curentului electric. Încălzirea puternică a unui țesut atunci când este parcurs de un curent electric poate să ducă, evident, la arsuri de gravitate care depinde de intensitatea curentului electric, dar și de natura țesutului prin care a trecut curentul. Apoi avem acțiuni asupra mușchilor. Mușchii sunt, în ultima analiză, motoare electrice, iar semnalele care îi comandă sunt tot electrice. Sunt semnale care vin prin nervi, semnale electrice. Și dacă peste aceste semnale se suprapune un curent electric, atunci
mușchii pot intra în contracție și pot să rămână așa. Lucru foarte periculos dacă vorbim despre mușchiul inimii sau despre mușchii respiratori. De fapt, mușchiul inimii poate intra din cauza unui curent electric și în fibrilație, lucru care poate de asemenea să fie foarte periculos, iar acest lucru se poate întâmpla chiar la curenți care nu au intensități mari. Mai avem apoi modificări chimice ale țesuturilor și fluidelor. Prin efecte chimice, curentul electric poate produce descompunerea unor substanțe din țesuturi sau alterarea compoziției sanguine. Este bine de știut că efectele fiziologice ale curentului electric depind de intensitatea curentului care trece prin țesuturi, iar această intensitate depinde nu doar de tensiune, ci și de rezistența țesuturilor prin care trece. De aceea nu există o limită de la care, să spunem, curentul este periculos, o limită de tensiune. Deci nu putem spune de la atâția volți curentul este periculos, sub atâția volți nu este periculos, pentru că nu e așa. Au fost oameni care au fost loviți de trăsnet și au supraviețuit și acolo avem milioane de volți, iar alții s-au electrocutat la tensiuni de numai câteva zeci de volți. Pentru că, repet, curentul care parcurge țesuturile din corp depinde nu doar de tensiunea care îl produce, ci și de rezistența țesuturilor respective. Un factor foarte important de pericol este apa, pentru că pielea udă are rezistența electrică mult mai mică decât cea uscată și de aceea în cazul pielii umede chiar și tensiuni mici pot să fie periculoase. Mai trebuie ținut seama că pericolul de electrocutare este mai mare în cazul curentului alternativ decât în cazul curentului continuu. În cursurile aplicative pe care am de gând să le încep de la toamnă, odată cu începerea anului școlar, voi vorbi și despre unele aplicații teoretice și practice ale efectelor curentului electric. La revedere!